Azi de ziua internațională a pădurii. Venim în coada lacului Moris, continuăm proiectul de gherilă Pădurea București. De data asta o să plantăm vișini și nuci de la pepeni. Vișini de la Băcu, județul George, tot de acolo aduce omul crânguțe de salcie să le băgăm în pământ pe malul apei. Și am mai adus semințe de salcâm din drumul taberei. Pomii fructiferi, dacă o să continuăm să poluăm așa și peste 20 de ani, nu o să fie bun decât pentru păsărele și animăluțe. Dar dacă poate până atunci începem să poluăm mai puțin și o să fie aerul mai curat, o să putem mânca chiar noi vișine din Pădurea București. Și nuci de la pepeni. Sau de pe la Chișinău, nu știu unde am cules eu nuci. Mărunți, tari, nu sunt pentru industrie. Este așa, pentru natură. Când o să înceapă să crească pădurea, o să trebuiască să facă autoritățile niște drumuri de acces, alei. Dar întâi să culeagă gunoiul de aici. Și o să venim la bătrânețe să vedem rodul muncii noastre. Și când eram activiști civici și de mediu, și când eram activiști de partid, la Verzi sau în alte formațiuni cu grijă pentru mediu. Lunca râului Dâmboviță. Deci era cândva mlaștină, după ce au adus deșeurile de șantier din Bucureștiul Ceaușist și de după demolările de în 77, multe case au fost distruse de cutremur. Și aici s-a ridicat terenul cu vreo 2 metri deasupra apei. Au făcut și canale de drenaj, deci un dig potriva inundațiilor. Deci pe locul ăsta se poate deja plantat pădure, sper să nu vină și aici cu proiecte imobiliare mafia. Coada lacului Mori. Acum și la 10:30 trebuie să ne întâlnim cu colegii și cu colegele Verzi. Proiectul ăsta a fost inițiat acum câțiva ani de mai mulți entuziaști și doritori de a face o schimbare. Dar anul ăsta nu știu de ce au ezitat să înceapă plantarea, pentru că a fost săptămâni ploioase sau pentru că e cod roșu de epidemie. De asta m-am gândit eu să mobilizez colegii și colegele din Partidul Verde și să continuăm noi proiectul. Eu cel mai punctual, vin deja și alți plantatori în haine verzi. Sperăm să facem o treabă bună, împreună. Una atâta ghindă, cred că ghinda
ghinda trebuie plantată anul ăsta și anul viitor să venim și să... Dar de unde ai luat ghinda? Din parcă Crângașa la ghinda. Wow, am să o vedem și încolțită, gata. Ce mișto, o să avem crângul de stejari ai Partidului Verde. Atent, ocupați-vă voi de vișini și vedeți unde. Fac un, o linie dreaptă și tu îi pui. Da, bine. E bine așa? Ok. A? Să vezi cât e de greu de săpat aici. Nu-i ca la mata în grădină. Cam atât ai spus. Hai, cine are cazmale la lucru, cine nu l-a filmat. Sau l-a făcut selfie. Facem așa. La distanță punem, da? Păi nu, că pun mai în partea asta. Cu salcile la apă. Avem și o primă plantare. Vișine aici, la uscat. Dacă e gaura mică, punem semințe de salcâm sau nu uite la pepin. Nu, nu insista că aici e sigur piatră de sub. Băgăm o nucă și niște semințe de salcâm și ne-am scos. Sau ghindă, că ce n-are nevoie de adâncime mare. Cele mai bune condiții. Numai prin faptul că le pui tu. Da, cu mâna goală, da, cu atâta cu drag. Goală, le mângâie. Da. Vorbește cu ele. Întreba cum să vină să le viziteze. Păi timpul anului. Să le aduc apă, că la vară o să fie secetă. Nu, ți-ai o găleată și tragi de aici, din canal. Uite, la 50 de metri în spate e canalul. Nu trebuie să iei cu apa de acasă. Asta e marginea platoului de deșeuri de șantier. Și acolo e mlaștina, cum era cândva gârla Dâmboviței. Și aici băgăm sălcii. Salcii. Răchită, cum îi se mai zice pe la noi în Basarabia? Răchită și salcii, da? Că da, vede acolo este una mugurită. Ia, vezi? Are mugurită. Din astea care ai plantat tu? Mierani. O mai fi plantat și alții, mi-amintesc că în... În primăvara trecută noi am plantat tot aici așa. E mugurită. Ah, de asta cu mățișori. La noi mult de asta. Cu mățișori. Da. Ah, ia uite ce frumoasă chiar. Asta iubește mult asta. Asta la noi prin stucărie tot este. Da? Eu n-am văzut niciodată la noi de astea. Am văzut că se vindea la piață. Mățișori de ăștia. Da? La Florești. Da, că așa aici am pus trei, îmi pare. Unul mai mare, doi mai micus. Am dat să prinde. Dă-i spun alături în gaură asta și nuc. Vezi că astea sunt plantate de noi asta, toamne. Da, eu am văzut că aici. Salcâm ce o să fie asta, dar nu știu. Sper că e verde, parcă n-arată trist. Și aici plantat de noi. Și aici ăsta sigur e cu muguri verzi. Plantat de noi. Oțetar sau nu știu ce ziceau ei că se cheamă ăsta. Pădurea București. Și aici plantat data trecută. Datele trecute. Asta e verde. Sigur e verde. Asta cred că e tei. Vrei, nu vrei.
frumos. Au rămas gropi din toamnă, din anul trecut. S-a târnat puieții și așa că plantăm nuci și semințe de salcâm boieresc. Nuci de la pepeni și salcâmul din drumul taberei. Într-o semincioară de asta ies un copac. Sperăm. Dacă nu o să fie an. Dau bani și eu de. Să mi-i dai. Și dacă ceva, dar să ne răsc cum să facă, cum e zis o... Să programezi pentru vaccin? Nu, dar să fac de asta online, știi, să am. A, să-ți faci și card Revolut. Aha. Ok. Am terminat plantarea și... Un pedala încolo spre București noi. Sau aici pe malul lacului. Vrei spunem să și zâmbesc. Mă bucur că i-am molipsit și pe verzii mei de plantare. Asta înțeleg și eu, politică verde, ecologistă. Că eu plantez aici al treilea, al patrulea an, nici nu mai știu, de când am venit la București. Fac voluntariat. Tot cubicla, tot cubicla.